Continuă maratonul ecologizării în Geoparc Platoul Mehedinți. În comuna Podeni, toate peturile și deșeurile de pe margine au fost adunate. Conștientizând cât de important este să trăim într-un mediu curat, la această acțiune s-au alăturat inclusiv localnicii comunei. Proiectul Maratonul Ecologizării va continua în perioada următoare în toate celelalte comune de pe raza Geoparc Platoul Mehedinți. În această zi, comuna Podeni, un loc înzestrat cu peisaje mirifice, a fost curățat de către zeci de tineri voluntari. Ba mai mult de atât, la acțiune s-au alăturat la strângerea de peturi și resturile menajere, inclusiv localnici acestei minunate comune. Responsabilitate civică. Toate comunele din arealul Geoparcului Platoul Mehedinți au fost înzestrate cu peisaje mirifice binecuvântate de Dumnezeu. Consiliul Județean Mehedinți a investit în ultimii ani în dezvoltarea infrastructurii acestei zone, dar acest lucru nu este de ajuns. Tocmai de aceea ne aflăm astăzi în Podeni, alături de locuitori ai comunei, alături de Geoparcul Platoul Mehedinți. În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, voi participa activ la toate aceste acțiuni de ecologizare, tocmai pentru că cunosc valoarea acestor peisaje magnifice binecuvântate de Dumnezeu. Inițiatorii proiectului Maratonul de Ecologizare au fost rangerii de la Geoparcul Platoul Mehedinți. Acest maraton este cea de-a treia acțiune de ecologizare de mare amploare din Mehedinți, menită să implice la un loc cetățeni, instituții publice, chiar și ONG-uri, astfel încât zona de podișa județului nostru să fie complet igienizată. Iată că Maratonul Ecologizării în Geoparcul Platoul Mehedinți continuă. Astăzi a venit rândul comunei Podeni, unde împreună cu reprezentanții administrației locale, cu oameni, cu cetățeni voluntari și echipa Geoparc Platoul Mehedinți, împreună cu reprezentanța Consiliului Județean, am reușit și am adunat o cantitate impresionantă de deșeuri. Deșeuri ce urmează a fi reciclate și predate operatorului economic de pe ce acționează pe raza comunei. Prezentă la desfășurarea maratonului de ecologizare a fost vicepreședintele Consiliului Județean, Ramona Cupă, care de-a lungul timpului a arătat ce însemnătate au bogățiile naturii, cele cu care județul Mehedinți a fost înzestrat. Ramona Cupă s-a implicat activ, a adunat gunoaiele și resturile menajere din comuna Podeni, astfel încât peisajul să nu mai fie unul dezolant, ci unul curat și plăcut impresionat atât pentru turiști cât și pentru noi mehedințenii.